A cunoscut aproape toată lumea și a permis unele dintre cele mai extravagante vacanțe și luxoase. Acum de-abia mai are după ce bea apă. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și vă invit ca de fiecare dată să urmăriți Condamnații, emisiunea poveștilor din închisoare. A cunoscut închisorile din Scoția, dar și din Argentina. A fost încarcerat alături de grei traficanți de droguri ai lumii. Nu i-a fost niciodată frică. Acum se află pentru a patra oară în închisoare și este fan al emisiunii Condamnații. Cine este acest bărbat? Aflați imediat! Am avut bani, case, mașini extrem de scumpe. Mi-am permis să-mi iau tot ceea ce mi-am dorit. Am pierdut însă totul. Sunt gândurile unui deținut ajuns de câteva ori în lumea rece și plină de frustrări a condamnaților. Are 42 de ani și a vizitat până acum nenumărate țări. Și-a pierdut mama când avea 14 ani. A fost omorâtă în bătaie de către iubit. Din ziua aceea, viața lui s-a schimbat. Dintr-un elev conștiincios a devenit un golan, un adolescent preocupat doar de a face rost de bani și de a supraviețui singur într-o lume plină de contradicții. Nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Are o soră și ea plecată în lume după un trai mai bun. Este de fel din Oradea. Cum ați ajuns la închisoare? Mi s-a făcut un flagrant. Pentru? Trafic de droguri. Pentru pasturi de ecstasy. Și consumați? Nu, am consumat mai demult, dar acum nu. Și cum ați ajuns să faceți trafic de ecstasy? Din cauza banilor. Era un câștig mai rapid. Făceați de mult timp lucrul ăsta? Cam de mult. De cât timp? Nu pot să știu acum. În țară nu m-am ocupat cu traficul de droguri. Dar am făcut străinătate. Unde în străinătate? În mai multe țări. Nu pot să dau exemplu. Cum ați ajuns acolo? Printr-un anturaj. Printre niște prieteni, cunoștințe. Și? Și s-au făcut bani frumoși și am rămas în domeniul ăsta, respectiv. Cât de frumoși au fost banii pe care i-ați făcut? Și cât de repede? Banii au fost frumoși. Îți permiți aproape orice. Dar când ajungi aici, nu mai poți permite luxul respectiv. Nu v-a fost frică? Da și nu. Câteodată da, câteodată nu. Depinde unde erai. Cu câtă cantitate erai. Și dumneavoastră, cum ați fost prins? Cantitate mare? Nu, am fost prins cu 500 de pastile. 500 de pastile. Care era valoarea acestor pastile? 4.000 de euro. 20.000 de lei. În ce țară ați fost prins? Aici, în România. Mi s-a făcut flagrant în Oradea. În 8 aprilie 2018. Nu, 9 aprilie 2018. Mi-ați spus că sunteți la a patra condamnare. Câți ani aveați când ați fost pentru prima dată condamnat? 33 de ani. Și atunci ce s-a întâmplat? Eram închis în Scoția pentru cărți de credit. Ce condamnare ați avut atunci? 4 ani. Și am făcut 2. Și m-am expulzat. Cum a fost închisoarea în Scoția? Bine. Adică cum erau condițiile acolo? Povestiți-mi. Condițiile... Sunt mult față de ce în România? Nu, noi suntem pe departe, foarte departe. Acolo aveai de toate. Aveai un ajutor, aveai psihologi, aveai tot ce... Ca să nu mai poți face infracțiuni. Și îți crea condiția ca să nu le mai faci. Și cu toate astea? Cu toate astea am fost nevoit să mai fac. Că m-au expulzat din țara respectivă. Mi-a rămas nevastă acolo, fetiță. Deci nu le-am mai putut vizita și am fost nevoie să fac din nou infracțiuni. Familia știa. Cu ce vă ocupați?
În mare parte nu, numai fosta mea soție știa. Și familia nu. Numele acestui bărbat, mai mult ca sigur, nu vă spune nimic. În tinerețe a avut, pentru scurt timp, carte de muncă. A lucrat într-un service. După câteva luni de muncă, a renunțat și a plecat în căutarea unui trai mai bun. Pentru a face rost mai repede de bani, s-a apucat de comiterea de infracțiuni. A început cu clonare de carduri. Astfel, la 33 de ani, a ajuns într-o închisoare din Scoția. Reușise să facă rost de sume imense de bani. Cristian Ardeleanu se află pentru a patra oară în pușcărie. Lui Cristian nu i-a fost niciodată teamă să comită ilegalități. Se consideră un bărbat trecut prin viață, care nu are teamă de nimic. După ce s-a eliberat din temnița scoțiană, a renunțat la clonarea cardurilor. Era consumator de cocaină și ecstasy, așa că a început să vândă și el iluzii. Cum sunt priviți românii în străinătate? Depinde de categorie. Sunt categorii. Și dumneavoastră în ce categorie ați fost încadrat? Noi nu prea eram cu români în grupuri. Dar cu cine? Puțin. Nu prea îți face anturaj cu român în străinătate. Și ce anturaj aveați dumneavoastră? Unul normal, medium. Adică de unde proveneau acești oameni? Ați spus că nu cu români. Ce păi erau olandezi, erau francezi, erau marocani. Alte naționalități. Puțini români. Erau puțini români care erau în grupul nostru. Câte limbi străine știți? Păi vorbesc spaniolă, engleză și română. V-a marcat ceva în timpul detenției în Scoția? Da. Chiar atunci s-a născut fiica mea și m-a marcat foarte tare. În Argentina? Lipsa de comunicare cu familia, că eram prea departe și singura modalitate era telefonul. Familia unde rămăsese? Păi Maria e acum în Anglia cu fetița mea Jasmine și din prima căsătorie mai am o fetiță, Cristina, care cum mai căsă în Germania. Și după închisoarea din Argentina, ce s-a întâmplat? Unde ați ajuns? Păi după închisoarea din Argentina, am ieșit. Eu am avut un accident în România în 2011. Am primit în primă instanță 2 ani cu suspendare. Și după ce am ieșit din pușcărie din Argentina, s-a redeschis dosarul în România și m-a condamnat la 1 an și 6 luni cu executare. Eram în Franța, am căzut pe control judiciar acolo, am stat 1 an de zile, am fost trimis în România, mi-am executat pedeapsa respectivă, am ieșit înapoi afară și după câteva luni am plecat înapoi cu trafic de droguri. Cum e să-ți, nu știu, petreci poate cea mai frumoasă perioadă a vieții în închisoare? Odată ce ai trecut de 33 de ani, nu mai e așa frumoasă perioada asta de viață. De la 20 până la 35 e ok dacă ești afară. No, e dureros că stai aici. Deja te-ai obișnuit și cu sistemul de aici. Deci e o obișnuință. E greu să vii, știu că e greu să vii, da. Ești ca un robot. Dimineața îți bei cafea, te îmbraci, mergi la lucru. După masă urci înapoi, faci o baie, mănânci, te culci, la 7:30 vine apelul, te mai uiți la un film, la un meci și îți trece ziua. Mai citești o carte, mai joci o tablă, mai joci un remi, un șah. Nu v-a speriat niciodată ceva încât să, în închisoare și în timpul acestor condamnări, încât să vă spuneți, domne, nu mă mai întorc acolo? Deja mă zici acum că nu mă mai întorc. Că poate afară să se oferă ocazia să faci ceva și poate din greșeală ajungi înapoi. Nu știu ce să zic. În scurt timp după eliberarea din închisoarea scoțiană, a ajuns în Argentina. A fost prins cu droguri. A ajuns pentru trafic de droguri într-o închisoare federală argentiniană. Erau zeci de deținuți acolo și toți cu infracțiuni legate de stupefiante. A cunoscut acolo unii dintre cei mai duri traficanți și consumatori de narcotice.
Acești condamnați nu fusese răprinși și flagrant cu ceva kilograme de stupefiante, ci cu tone. N-ați putut să faceți față niciodată tentației? Nu prea pot să face tentație. Noi ăștia mici, cum să zic, noi ăștia mici nu putem face tentație la o sumă de bani. Că nu pot face aia mare la o sumă mai mare de bani. Sunt multe chestii care trebuie urmărite, văzut. Cum mai putea să faci? Ce să faci? Și în România e greu să faci. Dacă ai avea un ajutor din partea statului după ce ai ieșit de la pușcărie, să zic, eu ies de la pușcărie, am o geantă în mână, da? Mă duc la un prieten, mă duc la mătușa mea sau la unchiul meu să dorm o săptămână. După o săptămână trebuie să pleci, da? Nu poți să stai pe un an de zile. Deci ca să ieși de aici trebuie un ajutor. Să ai o garsonieră, să-ți dea stat o garsonieră, să-ți dea un loc de muncă. Asta nu ți le oferă nimeni. Ești de aici cazier, ești tâlhar, ești criminal, nu mai ai loc de muncă. Asta e problema. Că nu vrem să ne întoarcem înapoi. Dar câteodată ești forțat să te întorci. Că... Dacă ați fi avut, v-ar fi oferit statul, cum spuneți dumneavoastră, o locuință, un serviciu, ați fi rezistat tentației de a face bani mulți și repede? Păi dacă ești ajutat de cineva, da, poți să treci peste toate astea. Să nu te mai întorci înapoi. Dar greu. E greu să... Sunt o grămadă de colegi la penitenciar care n-au unde să plece după ce ies de aici. N-au unde să se ducă. Dorm. Deci locuința și ajutorul ăla e cel mai important. Dumneavoastră cum v-ați descrie cuiva? Ce fel de om sunteți? Eu? O persoană normală. Credeți că inspirați teamă prin prisma celor patru condamnări? Nu. No. Nu. No. Dar când v-ați eliberat, nu știu, din Scoția, din Argentina, ați fost întrebat, domnule, dar cum ai ajuns la închisoare? Nu le-a fost teamă celor din jur cărora le-ați povestit, domnule, cu trafic de droguri? La multă lume, dacă povestești, nu te crede. Că ai fost în Argentina sau dacă ai fost în Bolivia sau ai fost în Mexic sau... Ei cred că vorbești din filme. Așa e. Și ce să faci, n-ai. Teamă nu pot să prezint. Sunt un om ordonat, liniștit. Dumneavoastră v-ați drogat? Da. Dar am renunțat. Că drogurile nu sunt... Cum se cheamă? Nu e o dependență. Cât de departe ați ajuns cu consumul de droguri? Cât de departe? N-am fost dependent. Nu am fost dependent de ele. Ce droguri ați consumat? Coca și ecstasy. N-am consumat heroină, nu am consumat iarbă. Puțin așa, cât un fum. Dar cocaina, crack-ul, e un drog normal. Pentru mine, pentru alții nu știu cum se manifestă. Cristian a făcut trafic de droguri în multe țări. Nu vrea să spună unde anume. De asemenea, a vizitat multe și a permis unele dintre cele mai râvnite vacanțe. A pierdut însă tot ceea ce avea. Drogurile l-au adus iar la închisoare. Prin ce țări ați fost? Câte țări ați văzut? Foarte multe. Deci, Italia, Spania... Anglia, Scoția, Olanda, Belgia, Franța, Mexic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Argentina, Venezuela, Bolivia, Peru. Și în aceste țări, ultimele enumerate, ați făcut trafic? Nu. Deci singurul unde am făcut trafic a fost Argentina. În Mexic, nu? În Mexic nu poți să faci. Odată ce ești considerat un gringo, nu mai intrare.
E greu să intri. Ce ați făcut în Mexic? În vacanță, în Cancun. Unde v-a plăcut cel mai mult? În Costa Rica. În Playa de Coco și Tamarindo. Acolo tot în vacanță? Da. Acolo e cel mai frumos. Și cel mai urât, unde vi s-a părut? Honduras. De ce? O țară neagră. Urât. Cea mai mare mortalitate din lume. Acolo cum ați ajuns? Tot în concediu? Nu, am trecut din Mexic, am mers cu autobusul și am făcut vreo 9 zile până în Panama. Am mers Mexic, El Salvador, Guatemala, Honduras, toate țările și am ajuns în Panama. În vreo 7 zile. La El Salvador am avut probleme cu pașapoartele, că nu știu dacă avem voie de liberă trecere sau nu. Viața trăită la maxim. Povestiți-mi și mie ce v-a marcat, nu știu, amintirea cea mai plăcută pe care o aveți dintr-o țară pe unde ați fost. O amintire plăcută? Toate au fost plăcute acolo. Deci în toate țările ai... Bine, ai și în țări unde a fost neplăcut, poate ai rămas fără bani, sau ai rămas fără chirie, sau ai rămas fără mașină. Unde ați rămas fără mașină? În Olanda. Că ne-a luat-o poliția. Când am plătit parcarea și ne-a pus clampă și a doua zi ne-a luat-o din parcare. E ceva normal să rămâi fără mașină în țările respective. Fără chirie unde ați rămas? Fără chirie am rămas în Anglia, în 2008. Pe o perioadă de 2-3 zile, până ne-a rezolvat altă chirie. Dar de ce? N-ați mai avut bani să plătiți sau ce? A fost o perioadă mai complicată. Nu au dat bine cărțile și n-am putut să ne plătim chiria. Vă considerați un infractor? Un infractor? La câte am făcut, da. Dar cam câte ați făcut? Deci ați făcut trafic de droguri? Da, trafic ați de droguri. Ați condus fără permis sau da. Ce ați făcut atunci? Da, am condus fără permis, am făcut accident, am fugit. Și cărți de credit. Cât ați câștigat de pe urma cărților de credit? Mulți bani. Cam cât? Dați-mi așa aproximativ o sumă. Vreo 3 case un pic mai mari. Cum ați fost prins? Dintr-o greșeală. Din cauza unei poze. Într-un supermercat. Am cumpărat un bax de bere și s-a rupt. La casă s-a rupt toarta de la baxul de bere. Și în Scoția ai un sistem că în caz că spargi ceva, ți se face o fotografie. Și s-a rupt chestia aia, am pus-o pe bancul să o pot plăti și a zis doamna de respectivă să fugim să mai luăm un bax, că era 10 până un sfert seara. Am mers, am mai luat al doilea bax, l-am plătit și când am ieșit, pe aparatele, pe bancomatele din dreapta, aveam sculele, așa le zice, pentru clonarea cardurilor. Și n-am fost un pic atent și am un securiteu, am văzut și din cauza fotografiei respective am un problem. Și atunci ați făcut închisoare? Nu, m-au prins după vreo 3 luni de zile. În Scoția. Și mi-au dat arest domiciliar și de acolo am fugit în România. Și am fost prins după aia. Iarăși nescoțieni și condamnat. Deci în Scoția ați fost condamnat și pentru trafic de droguri? Nu, și pentru... numai pentru cărți de credit. Numai pentru cărți de credit? Da. De la câți ani ați început? Ați intrat în, cum să spun, în viața asta așa infracțională? De la vreo 24 de ani. Și chiar niciodată nu v-a fost frică? Nu v-ați gândit niciodată, domnule, mai bine mă duc, nu știu, dau cu mătura, dar să dorm liniștit? Când eram tânăr, chiar nu mi-a fost frică. Nu? Nu. Niciodată n-ați visat urând noaptea, nu v-a fost frică, v-au luat, intră mascații peste mine, au... Nu, poate când fumam câte un fum de crack și îmi făceam paranoia, poate atunci. Poate venim, uitam pe geam și vedeam ceva.
poliție și... Dar în rest n-am avut probleme. Din Oradea. Este pentru a doua oară când ajunge aici. Când s-a reîntors și a regăsit cunoștințe din fosta condamnare. Mulți dintre actualii colegi de detenție sunt fascinați de poveștile lui. În seriile lungi, pline de dor, Cristian le descrie locurile prin care a fost prin lume. Îi duce astfel pe ascultători în vacanțe imaginare. Condamnații văd lumea prin vorbele lui. Nu se consideră un model în ceva, dar speră că cei care îl ascultă să învețe din greșelile lui. În închisoare, Cristian a învățat să fie calm și ascultător. A renunțat la duritatea pe care o afișa atunci când era un om liber. Este un om care a văzut și a auzit multe în viață. Nu vorbește despre ele însă. Este convins că în existența asta, unele întâmplări trebuie să rămână nepovestite, iar unele vorbe nespuse. Are două fete cu două femei diferite. Fostele iubite îl țin însă departe de copile și este un dor nebun de fetițele sale. Sora, cu ce se ocupă în Anglia? Muncește. Ea a avut de-a face cu domeniul ăsta? Nu, ea a fost căsătorită în Ungaria, a murit soțul. După ce s-a murit soțul ei, a venit în Anglia și acum lucrează îngrijitor din ăsta de bătrân, dar cu stagii. Vorbesc cu ea în fiecare duminică la online. V-a reproșat vreodată ceva? O dată sau de două ori. O să s-a săturat de câte pușcării am făcut eu. Și cum primiți când vă spun chestiile astea? Când vă spune fata că s-a obișnuit fără dumneavoastră, nu vă marchează lucrurile astea? Mă marchează, dar ce pot să fac? Să vă schimbați și să faceți aici. Păi te schimb, dar comunicarea asta lipsește. Înțelegeți? Afecțiunea. Ai nevoie și tu de cineva. Ce credeți că v-a lipsit cel mai mult în viață de ați apucat-o pe drumul ăsta? Părinții. Da. După ce a murit mama dumneavoastră, unde ați fost? A fost crescut de bunică. De bunică mea. Dacă mai trăia și ea, poate era mai bine, da? S-a dus și ea la 74 ani. Poate eram altfel. Nu știu. Odată ce nu ai un sprijin din familie și... Am o mătușă și un unchi. Sora lui maică mea, ei mă ajută. Nu-i seama că nu-s ca părinții tăi. Și ei au avut de lucru. Au fost omuncit, angajați în două părți. Eu, dacă aveam ceva de făcut și eram în străinătate și spuneam, băi, Sep sau Dorina, am chestiile alea, ei nu puteau să umble după mine. Și dacă aveai de făcut ceva în România și n-aveai o persoană de încredere, nu puteai să te bazezi pe nimeni. Că ai un verișor să zici, mi-ai trimis 2-3.000 de euro, du-te acum și vezi ce e la casă la mine, poate nu a făcut zugravul culoarea respectivă. Poate îi dai banii și nu mai se întoarce cu ei. Și e greu să faci naveta străinătate în România. Mai ales când îți renovezi o casă. Tu nu poți veni acolo că trebuie să faci bani, aici nu ai la cine să-i trimiți să stea lângă muncitor. E greu. Când ești singur, vedeți că și relațiile astea cu concubinele, nevestele, odată ce intri aici, ești cam rău văzut. Dar când i-ai făcut daruri și toate poftele, au fost ok. Mai credeți în iubire? Nu. Am pierdut-o de mult. Nu. Nu se poate. E greu să-ți mai găsești o femeie pe... Dar ce a reprezentat iubirea pentru dumneavoastră în viață? Să ai o familie, să ai o casă, să ai o mașină, să ai un copil, să ai un câine, să ai o pisică. Să știi că ești iubit și că iubești. Nu? Mergi acasă, ești primit cu brațele deschise. Nu că mergi acasă și tu-ți deschizi, tu-ți închizi. Credeți că dumneavoastră
ați fi un exemplu pentru cineva? Ar avea cineva ceva de învățat de la dumneavoastră? Depinde în ce domeniu. Ce ar putea învăța de la dumneavoastră? De la mine? Să muncească. Cum ați muncit dumneavoastră afară? Nu. Cum muncesc aici. Despre consumul și traficul de droguri vorbește cu detașare. Spune despre acest viciu că nu este atât de periculos. Știe însă în sinea lui că drogurile vând doar iluzii și aduc durere. Dependența aduce chiar moartea. Nu vrea însă să spună aceste lucruri. Cu ajutorul narcoticelor a făcut o avere. Tot cu ajutorul lor a și pierdut-o. Este cunoscut în Oradea. El este unul dintre cei care furniza cocaină și ecstasy tinerilor. Am stat de vorbă mai devreme cu un coleg de-al dumneavoastră de cameră și l-am întrebat la un moment dat, pe tine te-a impresionat povestea vreunui coleg? Și mi-a spus, da, am un coleg, m-a impresionat prin câte țări a fost. Ce i-ați povestit? Ce le povestiți colegilor de cameră? Pe unde am fost, ce am făcut? Realitatea. De ce să-i spui o minciună când îți poți spune adevărul? Dar le-ați descris vreodată, nu știu, țările respective, obiceiurile, cum arată orașele, sau le-ați spus... Ce-am făcut, le-am spus. Ce-am făcut. Păi nu pot să-i spun acum că o clădire e roz și una e albastră. Că nu pot să-i desenez chiar exact o clădire. Sau ce-am făcut eu acolo? Nu, dar nu v-au pus întrebări de genul, domne, dar cum e în Argentina? Cum sunt oamenii? Cum arată lumea acolo? Cum e în Argentina? Voi nu mai cum făceați rost de cocaină? Nu, în Buenos Aires, dacă ajungi, ești considerat casa de-a lor. Nu ești considerat ca un turist, că avem această asemănare. Dacă mergi în Costa Rica, automat te cunoști că ești turist. Sunt un pic mai creoli. În Buenos Aires, respectiv, te întrebau pe limba lor ce dorești. Nu te întreba pe engleză sau... că nu știa ce. Dar dacă cobori spre Salta, acolo spre Bolivia, acolo sunt un pic mai creoli. Și acolo te diferențiezi un pic, că tu ești alb și ei sunt un pic mai maroni. Și acolo vorbesc cu gringo, că tu ești un gringo. În Guatemala cum a fost? În Guatemala a fost plăcut, în Panajachel, se numește insula unde am fost noi. Un vulcan și cu un lac foarte șmecher. Ce era așa șmecher la lacul respectiv? Că era în mijlocul lacului era vulcanul. O insulă foarte, foarte, foarte faină. Priveliște, munți, apă, de toate. Unde v-ar fi plăcut să vă fi născut? În Italia. De ce? E o țară foarte frumoasă. Unde anume în Italia? În lacul de Garda. Și în altă țară? Nu prea. Anglia e prea frig, tot timpul plouă. În Franța e foarte mizerabilă. Care e cea mai, nu știu să zic așa, urâtă țară în care ați fost? Cea mai urâtă, v-am spus, Honduras. Și Bolivia e un pic urâtă, că e foarte multă mizerie și foarte multe clansone. Credeți că sunteți un șmecher aici, no, la închisoare? Nu. No. Puteți să întrebați conducerea. Dar ce înseamnă să fii șmecher aici? Aici să fii șmecher? Nu știu cum o privesc. Dacă îți vezi de treaba asta, nu ți-are nimeni treaba. Șmecher sunt destui, dar nu aici. Ați avut vreodată probleme aici? Nu știu, v-ați bătut cu cineva, v-ați certat cu vreun coleg? Conflicte verbale sunt tot timpul. Dar odată ce te-ai îmbătut, nu te gândești că nu mai ai prins o liberare condiționată, îți faci un raport, ți se taie drepturile, nu mai ai vizită, nu ai pachet, ți se taie dreptul de a cumpăra de la chioșc. Trebuie să te gândești înainte ce faci. Nu poți să faci, hai că-i dau la ăla cu pumnul în gură și după aia sufăr tot eu. Și dacă l-ai vinovat. Dacă ai o cameră bună, ești ok. Deci cu oamenii cu care să te înțelegi, e ok. Povestea de viață a acestui bărbat poate fi oricând o lecție pertinentă pentru adolescenți. Aceștia pot conștientiza ce înseamnă consumul de droguri.
pot realiza că traficul este o iluzie. Poți face o avere colosală cu ajutorul narcoticelor, dar mai devreme sau mai târziu, cu siguranță o pierzi. Dependența de droguri, mai devreme sau mai târziu, cu certitudine, te aduce la închisoare. Dacă nu, te omoară. Mi-ați spus că ați avut foarte mulți bani afară. A contat lucrul ăsta aici în închisoare? Mai aveți atât de mulți bani? Nu, chiar deloc nu mai am bani. Și cum e să treci de la foarte mulți bani? E greu. Nimic. E greu. Bine, în copilărie n-am avut bani. Și am fost obișnuit. Când am fost mare și am făcut bani, mi-am cumpărat ce n-am avut în copilărie. Dacă am vrut o mașină scumpă, mi-am cumpărat o mașină scumpă. Dacă am vrut o casă în centru, o casă în centru. Care a fost cea mai scumpă mașină pe care ați avut-o? Un M6. Decapotabil, cabrio. Adică a fost cabrio. 5.000 benzină, 507 cai, negru. Și cea mai frumoasă casă? Am avut o casă aici în Cihei, am avut un ambicaci, un apartament. Deci... Și le mai aveți? Nu. Ce s-a întâmplat cu ele? S-au pierdut. Au rămas. Ce reprezintă tatuajele? Ăsta l-am făcut în Costa Rica în 2007. Ce reprezintă? Nu prea. Am astupat un alt tatuaj. Și celălalt? Solo in Dios confio. Numai în Dumnezeu cred. În închisoare a realizat că și-a irosit tinerețea într-un viciu perfid. A rămas doar cu amintirea vacanțelor avute și a pierdut iubitele. Fetele sale îl detestă pentru ceea ce a ajuns. Ideea că într-o zi va fi lângă copilele sale îl motivează, îl fac să reziste frustrării din închisoare. Care este primul lucru pe care îl veți face când vă veți elibera? O să încerc să mă duc să-mi văd copilele. Este prima condamnare pe care o faceți aici în România? Nu, e a doua. Și v-ați... Da, cea mai mare. V-ați mai găsit aici, nu știu, cunoștințe, prieteni din cealaltă condamnare? Da. Și ce au spus când v-au văzut din nou? Ai venit înapoi? Da. Mulțumesc. Când am intrat pe secția nouă, m-am întrebat dacă am venit tranzit și nu. Am zis, m-am eliberat și am venit înapoi. A fost o simplă, cum să zic, a fost o mică neatenție, foarte mică. Dacă eram un pic, cu 5 minute mai deștept, nu eram aici. Dar nu a fost șansa, așa a fost să fie. De câte ori ați fost, cum spuneți dumneavoastră, cu câteva secunde mai deștept și ați păcălit legea, ca să zic? Dacă urmăream și acum filajul cum a fost și îmi dădeam seama de o persoană sau... Dar nu a fost, că a fost prea șmecheri oamenii radicot. Ei mă... Urmăreau din 2007 ca să mă prindă. Dar nu am putut să mă prindă. Și așa de bine au făcut flagrantul că nu mi-am putut da seama că e gabor sau e civil. Om, normal. Pantofii avea normal, sacoul avea normal, cafeaua bea ca un om normal. Dar cum ar fi trebuit să fie ca să vă prindeți că este un om al legii? S-aibă. Să aibă Coca-Cola în mână, să citească un ziar așa pe stradă. Ca în filme? Nu, dar așa îi, că așa au fost. Și nu a fost nimeni. În dimineața chiar nu a fost nimeni pe stradă. Nici în stația de autobuz, nici în stația de taxi, nici în stația de tramvai. Nu a fost nimeni. Numai două persoane și vânzătorul de la Peco. Și domnii presupuși colaboratori de la Dicot. Doi care și-au făcut treabă pe spatele meu. M-au înfundat pe mine și s-au scos pe ei. Nu, ei și-au făcut treaba. Nu, ei s-au scos, nu sunt colaboratori, nu sunt angajați. Că așa funcționează sistemul în România. Dăm în primire pe ăla ca să mă scot eu. Ce părere aveți despre justiția din România? Bă, cea mai tare întrebare care mi-a spus-o. Cred că sunt cea mai mare pedeapsă din pușcărie cu 9 ani pentru 500 pastile. Toată lumea și 4 ani, 3 ani și 1 luni, 4 ani și 2 luni, 5 ani maxim. Eu sunt cu 9 ani și o lună. Ați citit vreodată, sau nu știu, v-ați documentat vreodată despre riscurile consumului de droguri? Da. Și? Nu v-ați gândit niciodată că vindeți moarte?
Eu nu vând, stați un pic, aici e o mică... A, doar ați traficat? Eu, e o mică chestie care nu se prea înțelege. Eu nu umblic pe nimeni să cumpere. Deci toată lumea acuză transportatorul sau cum vreți să... Păi nu e obligat să cumpere, dar e tentație, așa cum ați spus și dumneavoastră, tentat de bani și de normală? Să reproșez? Mai are de stat ceva ani în detenție. Nu face altceva decât să viseze la libertate și la reîntâlnirea cu fetele sale. Își dorește să le ducă în vacanțe de vis, să le ofere o viață lipsită de griji. Dacă fetele dumneavoastră ar ajunge să fie dependente de droguri? Odată ce le explici riscurile drogurilor, că drogurile dacă le consumi în normalitate, nu? Fumezi un joint sau iarbă pentru un foarte bun pentru cancer, hașișul nu-i dăunător. Da, dacă consumi heroină, metamfetamină, fentanil, astea, da, o, drogurile astea. Sau drogurile astea etnobotanice. Asta e moartea. Astea sunt droguri periculoase. Eu am văzut... Și celelalte, cannabisul și astea, pot să dea dependență, chiar dacă ele tratează niște boli în cantități mari, dau o dependență și pot provoca în organism anumite... Dumneavoastră ați fumat? Nu. Un joint? Sau să încercați un fum? Nu, niciodată. Păi... Nu știu, dar eu vă spun prin prisma interviurilor pe care le-am făcut de-a lungul timpului. Și am, eu chiar v-am urmărit emisiunea și am zis, oare n-o să veniți și aici? Cu foarte multe persoane și mi se pare așa puțin incredibil, adică erau conștiente foarte multe de ce riscuri avea consumul de droguri și cu toate astea, și pe mine asta mă șochează. Nu, să nu-ți fie frică că o să poți să mori sau să faci rău, asta mă... Nu că nu ți-e frică că faci rău, ți-e frică că faci rău, dar depinde ce vinzi. Odată ce l-ai vândut un produs bun, cum am avut și eu să zic, nu că încurajezi traficul de droguri, sau că îl încurajezi să vină oamenii la pușcă, nu, e pe departe. Dar odată ce vinzi un produs bun, ce te ține în euforie 6-7 ore, nu faci scandal, nu omori, nu bați pe nimeni, mergi acasă și te culci liniștit. Ăla nu e un drog periculos. Da, asta este o parte de adevăr, dar în același timp un om care se simte bine și consumă cocaină se poate urca la volan și poate intra într-un gard sau poate da peste cineva pentru că da, toată este lumea acuză, în euforie. Toată lumea acuză drogurile, dar 90% dintre noi suntem la pușcărie pentru alcool și omoră nevasta pentru 50 lei când o băut o bere. Eu dau cu sapa în cablă vecinul cu băut 2 litri de pălincă. Și-a omorât fiica că nu știu ce-a făcut. Și când ajunge la domnule, scuză, am fobat. Ăla nu e un drog. Știți cum e în viață? Dumneavoastră ați fost prin multe pușcării. Nu, toată lumea cine au zis, a zis că a fost băut când și-a făcut faptă. Eu n-am fost băut. Eu mi-am făcut faptă că știu că trebuie să o fac. Deci nu o scuză că am făcut, că am băut. Nu este la pușcărie care să zică, domnule, am fost drogat când am făcut fapta. L-am omorât pe ăla că am fost mort de drogat. Nu am auzit pe nimeni. Da, sunt. Ăștia cu enobotanicile, da. Am tras două fumuri la întea până și am adormit pe bancă. Cristian Ardeleanu, bărbatul care nu și-a cunoscut niciodată tatăl, copilul care și-a pierdut mama când avea 14 ani și odată cu această dispariție s-a rătăcit și el în viață. Ați dat vreodată droguri vreunui copil? Nu, niciodată. Dar cam care erau clienții? Eu dacă am vândut, am vândut angro, n-am vândut, nu-s dealer. Eu nu vând la bucată, dacă am vândut vreodată. Și am avut cunoștință care cumpărau regulamentar. Și își vedeau de grupul lor și nu mă interesa ce face mai departe. Cunoștința aceea, din ce mediu provenea? Cu bani și fără bani. Și oamenii fără bani care, nu știu, au tentația asta a drogurilor, ce fac ca să poată... Păi asta e problema, vedeți? Că în România
cum am înțeles, acum o să se ridice înapoi pedepsele pentru traficul de droguri. Nu o să mai fie 5-12 și 7-15. Înțelegeți noastră? Și odată ce ridici traficul de droguri la pedepse, o să se scumpească drogurile. Și atunci hoțul și tâlharul trebuie să-ți facă treaba ca să-și poată procura drogurile. Odată ce ești dependent de heroină sau de alte chestii de droguri, tu trebuie să-ți produci doza zilnică, nu? Și atunci o să facă infracțiuni și iar o să se mărească rata de infracțiunitate din cauza drogurilor și iarăși drogurile devină. Nu știu de ce, nu. Droguri există în închisoare? Aici? Nu prea am văzut. Dar afară? Afară. Afară sunt. În închisoare? Nu, afară, afară. Nu, eu mă refer în Scoția, în Argentina, unde ați fost închis. Existau droguri în închisoare? Noi în Argentina a fost o pușcărie federală. Eram 138 de deținuți, toți cu trafic de droguri. Vorbim de chile, nu de tone. Nu că mai luat costă 50 de grame. Și toată lumea era foarte disciplinată și ordonată. Era un atelier de muncă unde îți produceai banii care îți vineau lunar. Dacă va fi acceptat de cei din jur și de copilele sale, rămâne de văzut. Dacă se va întoarce în lumea drogurilor, doar de el depinde. Dacă își va cunoaște în sfârșit tatăl, doar viața îi va arăta. Până atunci rămâne sec, orădeanul ajuns de 4 ori la pușcărie. Credeți că la un moment dat în viață veți putea face ceva să ștergeți dezamăgirea asta a fiicelor, că n-ați fost lângă ele când au crescut, că n-ați fost lângă ele când au avut nevoie de dumneavoastră? Credeți că veți putea face ceva de... Asta vreau să încerc când e să vară. Și care ar fi acest ceva ce ați putea face? Păi să mergem și noi într-o vacanță ca și tată-fiică, să mergem într-un Disneyland, să stăm și noi câteva luni împreună. Odată ce o să simtă fetele afecțiunea față de tată, o să fie diferit. Deja ba au stat cu mamele lor și le-au sucit un pic creierii, că tot tată ești până la urmă. Și știți că afecțiunea de fată spre tată e mai mare decât spre mamă. Dacă ați vedea niște tineri drogându-se, ce le-ați spune? Nu i-aș lăsa. Nu, dar nu i-ați lăsa, le-ați spune ceva? Da, le-aș spune că nu e bun pentru ei. Că și credeți tineri... că i-ați convinge? Depinde cum le spui, pe ce ton le spui. Și eu am fost mai în vârstă când am consumat. N-am consumat de tinerețe. Și mie mi s-a spus pe stradă în Costa Rica: bă, băiatule, vrei să ajungi ca mine? Și eu am fost fumată crac și eram tot negru la ochi. Și mi-a spus: vrei să ajungi ca mine un boschetar, să-ți pierzi familia și toate? Și atunci m-am răzgândit un pic. Bine, că aveam un pic de sevraj, cum îi spune, că vreau să mă duc să-mi cumpăr, să mai trag un fum. Dar am zis că mă duc și fac o baie în Oceanul Pacific și îmi revin. Și am fost așa. Depinde și caracterul omului când se droghează. Dacă spui, gata, nu mă mai droghez, nu mă mai droghez. Acesta a fost Cristian, bărbatul care a avut tot ce și-a dorit, dar care a pierdut totul. O altă poveste din lumea grea a condamnaților. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, pe B1 TV. La Kaufland nu acceptăm orice fel de ieftin. Vrem mai ieftin decât ieftinul obișnuit. Între 11 și 12 septembrie ai banane la doar 2,59 kg. Prăjitură profiterol sau tiramisu la doar 9,99 lei. Și orhidee de la 22,99 lei. Atât de ieftin.